Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii 60 de minute. Ne îndreptăm cu pași repezi spre o nouă mini-vacanță, vacanța de Paști, care, din câte se pare, în acest moment va fi unită cu, printr-o punte, zile libere date de guvern, cu vacanța de 1 mai, dat fiind faptul că sărbătoarea Paștelui pică în acest an foarte, foarte aproape de 1 mai, așa că ne așteptăm la mai bine de o săptămână de zile libere, zile libere pe care mulți dintre concitadinii noștri plănuiesc sau au plănuit deja să le petreacă undeva în destinații turistice din județ, din afară sau chiar din afara țării. Care sunt destinațiile preferate anul acesta în vacanța de Paști și cea de 1 mai? Încercăm să aflăm de la invitatul meu din această seară, domnul Doru Brătulescu, administrator al unei agenții de turism din Buzău. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Le urez toate cele bune și din numai lor, tuturor buzoienilor. Așadar, se apropie vacanța de Paști, au început să fie făcute rezervări, de fapt, din timp s-au făcut cu chiar o lună, două înainte rezervări, atât la agenții cât și pe site-urile de profil. Unde vor cetățenii din Buzău să plece? Știm că de Paști se cam pleacă în călătorii, dacă de Crăciun românul preferă să stea acasă cu familia, acum e primăvară și preferăm să mergem în destinații turistice. Ai zis bine, vacanța de Paști, că mai e un pic și vacanțele se vor alinia ale elevilor cu cei care lucrează. Dar asta e un pic de glumă. În sfârșit, e o vacanță care se preconiza de mult, noi știm despre ce e vorba, știam despre ce e vorba, că se vor uni anumite zile și nu e o noutate, pentru că practic se speculează orice chestie de genul ăsta pe a da liber. Și eu consider că liberele astea date de atât de multe înseamnă că chiar nu prea e de lucru. Și atunci e normal că s-a profitat de această vacanță, să zicem așa, și ca și de celelalte care au fost până acum, și slavă Domnului, tu fost. Este o practică în ultima vreme să se dea cele zile care să facă punte între două. Facem la poduri și punți libere, de da? Nu se poate, putem asta. Și atunci s-a profitat de chestiunea asta și s-a profitat de ce? De etichetele de vacanță, în primul rând, care au fost folosite prioritar în această parte, în această perioadă de Paște. Și vreau să spun că și cei care primesc structurile de primire au profitat de treaba asta și au organizat anumite manifestații cu ocazia zilei de Paști. Chiar au băgat în o zi cu, să zicem noi, cu o cină tradițională în ziua de Paști, în care li se dă carne de miel, cozonac, ou și mai știu ce pe acolo. Dar asta nu se practică de acum, întotdeauna a fost o chestie de genul ăsta, chiar dacă au fost mai puține zile. Acum au fost mai multe și de asta am fost, prioritare au fost etichetele de vacanță și mai ales care le-au avut, care le-au deținut. Și cei care le dețin normal sunt bugetari. Și cei care nu le-au consumat până în acest moment, pentru că ele au fost date... Da, se dau pe o anumită perioadă, pentru că din vară, dar ce nu se știe, de exemplu, dacă anumite etichete expiră, să zicem, dau un exemplu, luna asta, martie. Da. Dacă expiră luna martie, deci în luna martie, cel care le are, poate lua un concediu de odihnă, poate lua, eu știu, în anumite zone ale țării, până la sfârșitul lunii martie, anul viitor. Deci se pot folosi. Și atunci mulți au știut, mulți n-au știut. De fapt, mulți vin cu ele pe ultima sută. Și mă surprinde treaba asta, domne, să scap de ele. Nu știu, când aud chestia asta, nu prea sună bine. Și că vreau să scap de ele. Vă rămas niște bani, adică probabil că s-au făcut niște eforturi ca să le aibă. Și nu e chiar așa o sumă de neglijat. Un privat nu are parte de așa ceva.
un angajat la privat, nu are parte de așa ceva. Dacă îi dă privatul acolo câteva zile libere, dar nici de cum să-i dea nu mai știu ce bani. Să-i mai plătească și vacanța? Pentru că vrem, nu vrem, trebuie să înțelegem că e o sumă și o sumă bunișoară. Mulți iau suma asta într-o lună de zile muncind bine și atunci fiecare cam cum gândește sau fiecare gândește cam ce bani mai are în buzunar. Totuși să vedem și partea bună a lucrurilor. Sunt oameni care ani de zile nu și-au permis, nu au fost plecați de acasă, nici la munte, nici la mare și datorită acestor tichete de vacanță, iată că și-au permis. Da, 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 normal, datorită acestor tichete, deci trebuie să facă ceva, să ducă undeva. Și atunci, de exemplu, dacă familia e împărțită, eu știu, unii sunt pe la Sibiu, pe la Brașov, mai știu, în altă parte, se duc acolo în vizită și stau 2-3 nopți, 4 nopți, cu aceste... adică, cumva, chiar dacă n-au fost plecați, cu ocazia asta au posibilitatea de a cunoaște, de a vedea, de a vedea și alte zone ale țării, pentru că aceste etichete sunt date pentru intern, folosite pentru concediile înăuntru țării. Numai în țară, da. Și atunci are varianta să plece. Foarte mult solicită Delta, cu toate că Delta este o locație scumpă. Se pare că e cea mai scumpă locație din țară la ora actuală, pentru că au și aia dreptate și e o chestie izolată, o chestie frumoasă, o chestie care încă mai prezintă ceva frumusețe ale naturii și e o zonă unicat, care în sfârșit, chiar dacă e destul de scumpă, după părerea mea, ar trebui văzută și nu trebuie văzut pe margine. Adică când zic pe margine, nu trebuie gândit neapărat Tulcea, Mahmudia, Murighiol, până la Independența. Deci mers în inima Deltei, cu barca, cu vaporașul. Sigur, ca să vezi despre ce e vorba acolo. Ca să vezi ce păsări sunt, nu mai vorbim că pește n-a mai rămas, că l-au scos cu curent de acolo până acolo și normal că au... Și cu cormorani. Da, și problema este că nu numai Delta trebuie văzută, trebuie văzute și anumite locații care sunt extraordinar de frumoase. Centrul țării, deci zona, cum spuneam în pauză până să intrăm, o zona Sibiu, zona Transilvaniei, care spune multe... Este o zonă care a crescut foarte mult din punct de vedere turistic în ultimii ani, a fost bine promovată. Sibiul știm că a fost capitală culturală europeană și asta bine, asta capitală culturală europeană depinde cum declarăm noi, dar zonele, adică România în general trebuie văzută și are zone luăm de tot, din nord în partea de nord Bucovina, tot partea de nord-est, zona Moldovei, partea de nord-vest, zona Orada, Satu Mare, Cluj, deci trebuie cobori. Deci dacă cobori... Zona de nord a Moldovei, pentru că zona sudică a Moldovei nu este... De ce? Nici pe departe. Nu. De păi ce ar fi? Zona Vrancea? Nu, zona sudică, da? Și aia are frumusețile ei și mai ales alăturat de zona sudică și pe undeva aproape de centru sunt toate mănăstirile Moldovei. Mănăstirile nu ale Moldovei neapărat, sunt toate mănăstirile care pleacă de la Piatra Neamț încolo. Adică trebuie văzut. Și cu ocazia asta, cu ocazia acestor tichete care au și ele partea bună, mulți au plecat în zona asta. Ce am observat noi? Am observat că scade turismul individual, acel în care se folosea, deci te urcai în mașina ta proprietate, da, sau te urcai în tren, în avion, te duceai într-o anumită destinație. Și se preferă charterele. Sunt o grămadă. Charter ce înseamnă? Încarc un avion sau un autocar, îl duc 7 nopți într-un loc, îl las acolo, iau pe turiștii care stă acolo, vin înapoi cu ei și tot așa pe parcursul unei veri până toamna târziu. E, nu pot să zic că turismul românesc a crescut neapărat din cauza acestor tichete, dar e relansat 1%, 2%. Dar a crescut foarte mult turismul extern. În ce sens? Pentru că până acum, dacă existau două avioane, trei pe săptămână, pe partea, să zicem, pe turci, pe Antalya, dau un exemplu, Antalya legată de Alania, Belek, Chemer, Lara, Side, acum sunt avioane aproape zilnic. Și avioanele sunt create de așa natură încât îi duce dimineața, la prima oră, la 6, 7, 8, și în ultima zi, a șaptea zi, aduce seara de acolo. Deci prinde, de fapt, 8 zile pline.
Și atunci... Deci este o industrie care s-a da, pus la punct în da, timp și merge ca unsă. Și merge ca bine de tot, mai ales în condițiile în care tarifele acolo, deci cu zbor, cu tot, cu all inclusiv, pe același, să zicem, pe un hotel de un stelaj de 3 stele, echivalează cu aceleași zile cu un hotel cu stelaj de 3 stele, să zicem, la Mamaia, care are mic dejun. Deci, dar aici intervine și avionul. Deci, inclus practic, în banii ăștia. Inclus în banii ăștia. Și atunci ceva ne spune nou că nu putem compara tariful care se practică la noi cu tariful care se practică acolo. Da, interesant. La noi unde veniturile sunt da, mai mici, prețurile corect, sunt mai mari și decât la în primul alții, rând nu comparăm serviciile care sunt acolo cu serviciile care sunt la noi. În al doilea rând nu comparăm unitatea de primire, cum zicem noi, structura de primire, hotelul. Dacă noi înainte puteam să ne lăudăm că noi, dacă aveam hotel de 4 stele, echivala cu unul de 5 afară, sau dacă aveam hotel de 3 stele, echivala cu unul de 4-5 afară, acum nu mai putem spune treaba asta și nu mai putem spune de mult. Chiar de câțiva ani, de 15 ani, de 20 de ani, nu mai spunem treaba asta, pentru că structura hotelieră este aceeași de acum, din la anii 65-70. Deci spuneți dumneavoastră că stelele din România nu au căzut, sunt nu, au început să cadă. Așa echivalente cu cele nu, din afară. E clar, nu, au început să cadă. Da, la miezul nopții va cădea o stea. Păi, deci, investitorii ăștia care au preluat nu, bazele hoteliere... La atât dar nu le putem s-au rezumat spune, să dea o spoială și nu să nu le putem spune investitori, pentru că greșeala care s-a făcut de mult. Adică hotelurile au fost vândute pe bani grei la timpul ăla și omul ce a făcut? Poate s-a împrumutat pe bancă, poate a, știu, și-a vândut casă, mașină, ce a avut el pe acolo și a luat un hotel. E, n-a putut să-l țină. Pentru că în momentul când l-a luat, el a zis, domnul, tot timpul va fi full. E, n-a fost full. N-a fost full și au căzut anumite stațiuni, cum a căzut prima stațiune care a căzut și a căzut rău de tot, a fost Olimpul, deci, care se lipea de Neptun. După aceea a urmat Neptunul, cădere liberă și după aceea ușor, ușor. Acum au început să mai relanseze. Am văzut că e un proiect de dar nu se relansează, reabilitarea falezei în aia în cu zona totul altceva, aia trebuie, nu că trebuie să fie proiect. O chestiune... Așa se face la noi. Se nu, face un studiu de fezabilitate, se face proiect, un proiect, nu se face pur și reabilitarea falezii se face anual, clar, e o treabă care așa se făcea, cum se făcea, eu știu, să băga dragă pe Dunăre. Deci să draga Dunărea de colo-colo, deci nu stăteau navele înțepenite iarna și mai știu eu ce, cum stau acum. A, deci astea ar trebui să meargă asta... de la sine... Domnule, să fie operațiuni absolut normale de întreținere. E o întreținere, așa cum... Este, era nu o lege bifată la capitolul investiții majore. Sigur, și acum era o lege 59 a fondului funciar în care te obliga, chiar dacă erai persoană fizică sau chiar dacă erai colectivist sau chiar dacă erai întreprindere de stat sau cooperativă agricolă de producție, să sap pământul toamna și iarnă și primăvara, te obliga, legea te obliga, așa și acolo trebuie să te obliga. Era o chestiune și care... existau și sancțiuni. Da, normal. Și erau două legi care erau clare, 58 a sistematizării și 59 a fondului funciar. Și așa de aia spunem, reabilitarea falezei. Păi da, după 89 mai era puțin și apa intra în hotelurile de la Eforie Nord. Intra în hotelul Azur, eu știu care mai era pe acolo, până Steaua de Mare Medusa de Delfin, care au fost închise. Deci mai era puțin și le ocupa. Și faleza era destul de așa și trebuia făcută. Ce a însemnat, să zic, anii 70, când au fost inundații, mari inundații pe Valea Buzăului. A ras porțiuni de cale ferată, de nu s-a văzut. A făcut calea ferată arde de ceas. La Păltinen, până Pătărlage, până în zona Abatorului, deci apele. Pe ce ar fi însemnat să stea și acum așa. Și imediat la câteva luni s-a făcut treabă, s-a făcut din nou linia Buzău-Nehoiaș. Am dat un exemplu, poate nu-i chiar bun, dar asta trebuie făcută. Și nu numai chestiunea asta sau trebuie făcută, trebuie întreținută plaja, arată chiar zilnic, trebuie culese tot ceea ce vine din înăuntru, dar nu e numai asta. Dar, e vorba de toate stațiunile. Revenind la perioada asta și la vacanțele de Paști de 1 mai, da, ne puteți spune ce solicitări ați avut dumneavoastră și din informațiile pe care le aveți? Avem turismul ăsta, să-i spunem, monahal, se îndreaptă oamenii către
zonele unde sunt mănăstiri, pentru că vorbeați de mănăstirile din Moldova, ori către litoral, având în vedere că avem și 1 mai, iar de 1 mai cei mai tineri, în special, preferă să meargă să se distreze la mare. Mănăstirile astea care așa au avut grijă, în primul rând, anumite, nu pot să le zic agenții, în care au racolat și pe cei cu bani și pe cei fără bani, în special pe cei religioși, și au dus în pelerinaje la aceste mănăstiri. Acum au intrat și îi racolează chiar după în case, după în apartamente și îi duc la mormântul sfânt în Israel. Nu știu cât de legal este, cât de ilegal este, nu pot pronunța, dar au pe foarte mulți că am fost cu nu știu ce părinte, nu știu unde și ce am făcut acolo. Noi avem excursii organizate clare și foarte multe. De exemplu, acum vreo 2-3 luni de zile am ocupat, ca să zic așa, tot Tel Aviv-ul, deci n-am avut unde să-i cazăm. Dar asta în cadrul organizat, lipit de Ministerul Turismului din Israel, care oferă ghizi, ghizi în limba română, vorbitori de limba română, cetățeni izraelieni, da, vorbitori de limba română, și e o chestie destul de bine organizată, în care au văzut inclusiv Marea Moartă. E, vis-a-vis de mănăstirile din Moldova și de nordul Moldovei, chiar dacă cele 8 mănăstiri pictate la ora actuală sunt sub egida UNESCO, de sunt amanetate la UNESCO, alea au fost văzute. Și acum, ce au rămas? Deci, domnule, nu poți, e primul an în care nu sunt solicitări pe litoral de 1 mai. Deci primul an în care nu s-a solicitat litoralul. Chiar dacă au fost aceste etichete de vacanță care au venit în ajutorul celor care poate n-au fost niciodată pe litoral. Și atunci s-au preferat, mă, domnule, mă duc, ce n-am văzut? Mă duc, n-am văzut Sighetul Marmației. Și se duc acolo. Noi ce putem le spune? Domnule, dacă tot ajunge acolo, vedeți și vezi și Săpânța, că e o chestie... E la doi pași. E unicat. Da? Adică e un cimitir, chiar dacă este un turism mai negru, dar e un turism negru, dar un pic vesel. Cum de fapt îi se numește și cimitirul. Cimitirul foarte apreciat, da, de străini, din câte am observat. Da, pe foarte apreciat. Și, deși eu nu înțeleg mesajul. Nu înțeleg mesajul ăla și nu înțeleg alt mesaj vis-a-vis, să zicem, tot de cimitir, în care există alt cimitir unicat în Europa, cimitirul de la Sulina. Acolo este o chestiune extraordinară, acolo e istorie întreagă, acolo este, acolo sunt îngropați și cimitirul prinși. Intercultural, și, interetnic. Da, și inclusiv pietrele de acolo vorbesc destul de mult, mai ales că Sulina a fost un oraș extraordinar când a fost. Acolo sunt morminte turcești, grecești, românești, tot, armenești. Acolo este, da, un întreg glob, de fapt. Navele au circulat de acolo până acolo. E, nu vorbim numai de zona asta, putem să vorbim și chiar de, să zicem, dau un exemplu, aiurea, eu știu, Satul Mare, care putem trece o fugă la Seged, vedem acolo ce fac ungurii. Deci toate zonele trebuie făcute de ei, dar iese în evidență în ultimul timp o anumită zonă, zona munților care sunt pe lângă județul Gorj-Olt și au făcut acolo românașii noștri niște, poate să nu le zic unite, niște structuri de primire, niște pensiuni, ca să le zic așa, în care, domnule, și-au făcut și eleșteie cu pește și probabil, după, din câte știu și eu, n-am auzit până acum de un all inclusiv non-stop. Ei, românii l-au inventat. Deci nu sunt chiar atât de fraier în a practica turismul, cum se pare de la alte distanțe sau chiar din interior, au făcut o chestie de-asta vreau să vă spun că este formidabil de mișto acolo. Chiar vreau să mănânc un pește. Dau un exemplu. Mă duc, mi-l prind din care lac de păstră și mi-l pun pe grătar. Mă scol la ora 2 noaptea, am chef să, eu știu, să beau ceva. Mă duc, beau un par de vin. Cât dracu poți să bei un par? 2 și te culci la loc. Deci, așa am discutat foarte serios vis-a-vis de treaba asta. Cum v-ați gândit? Da, nu m-am gândit cât poate să mănânce și cât poate să bea. Deci s-a făcut o socoteală economică, toate, da? Toate se fac. Și mai ales la all inclusiv, dacă nu știi să-l faci, capotezi imediat. Deci nu, ești terminat în primele 2-3 luni. E, și atunci am apreciat ideea și sunt buzoieni care s-au dus, au venit super încântați și chiar m-au sunat de acolo. E, și acum merg în repetiție, merg la repetiție tot pe acolo. Deci sunt pensiunile astea care nu s-au cunoscut. Dar de ce nu s-au cunoscut? Deci în afara destinațiilor tradiționale, da, cu care eram de ce nu s-au cunoscut? Valea Prahovei, Bucovina. Aici nimeni nu-și pune o întrebare.
Nu s-a cunoscut din simplu motiv că te duceai acolo, dormeai, mâncai, cât îți cerea de dai bani. E, acum, cu ocazia acestor tichete de vacanță, normal, eu îl trimit pe la acolo, iau tichetele, dar îi spun unul ăla, nene, trimite și mie câți bani să-ți trimit, trimite-mi o factură pro formă. Și atunci îl pui în dificultate, știi, poate cheamă pe unul că să-i facă factura, că n-a știut să facă până atunci. Adică au început să se înregistreze și să se fiscalizeze, aceste structuri, da? de primire. Deci, clară treaba și pe undeva, se vede și la bănuți. Adică se vede la bănuți că a intrat și în bugetul statului, s-a ridicat PIB-ul în turism. Deci, chiar dacă a funcționat. E, acum, eu, dacă îl trimit și mie, îmi dă hârtiile alea, tichetele alea. Eu ce lua la, băi, frate, eu îl termină, dăm ceva. Categoric, trebuie. Și am avut facturi de la anumite structuri de primire și le primeam și mă uitam, nu prea venea să cred, factură cu numărul 002. Deci era a doua factură care o emitea și normal că pensiunea nu era de... Te-au descoperit și facturierul, da? Cu da, bine, domnule, fiecare trebuie să trăiască și în condițiile în care nu, de multe ori, poate nu și-a putut să-și termine pensiunea, poate n-a fost ajutat. Pentru că ce se întâmplă? E ca naiba. Ziceai de investitori. Păi noi n-avem investitori, pentru că un român, dacă se duce la bancă să ia niște bani și să-și facă o locație, o structură de primire, dau un exemplu, el ia bani de acolo, girează cu măsa, cu taxă, cu ce girează pe acolo, vai de mama lui, și ăștia îi trage o dobândă de 8%. E, nenea ala străinul care stă pe aici și și care deține deja 60-65% din terenul arabil al țării, dacă se duce la bancă, banca îi dă cu 2%. Și atunci eu nu înțeleg situația. Băi, frate, care e român și care nu român? Ce drepturi are la, ce drepturi are? Și atunci, normal că la trebuie să treacă și pe lângă. Ca să-și mai facă un cotet, să-și mai facă acolo o chestiune, o bancă, o canapea. Ce? Și nu poate fi acuzat. Da. Până la urmă, da, domnule, mă acuz, bun, mă duc cu o asigur la o greșeală mare la orice companie de asigurări și îi dau foc. Nici nu poți să faci treaba asta. În ce sens? Pentru că eu n-am văzut un asigurator să plătească o despăgubire la un turist. Deci de atâția ani de zile am avut turist care și-a rupt piciorul, n-a putut să plece în excursie, a avut asigurare clar, storno. Și salut. Nu se plătesc. Deci nu. Și atunci, bun, ce fac? Da, vom discuta despre problemele astea pe care le-ați sesizat dumneavoastră și le-ați expus, însă ne oprim pentru câteva minute, luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim. Am revenit în direct alături de domnul Doru Brătulescu, administrator de Agenție de Turism. Agenția de Turism Briant. BRIANT. Corect, am lămurit și da, acest nu mai aspect. Și la ocolii, la ocolii, la ocolii, dar tot da. Acolo la nimerit. La... Bun. Am vorbit despre turismul intern, despre ce s-a întâmplat ca urmare a acordării. În sectorul bugetar de acestor vouchere de vacanță. E, tot Ministerul Turismului de această dată, tot statul a sponsorizat și a realizat un clip de promovare turistică a României, un nou clip, mult contestat de cei care se pricep la astfel de chestiuni de ordin. Da, iată, avem clipul, haideți să-l vedem. Peste ape. Peste culori, peste timp și anotimpuri. Doar așa aș putea cuprinde tot. Locul acesta există și este viu. Îl simți cum vibrează. Ți-ar plăcea România și românii mei. Străzile acestea încărcate de istorie au inspirat povești și legende de spus la gura sobei. Aici, oamenii sunt încă o poveste.
De spus oricând și oricui. Aici s-au născut contele Dracula, zmei, s-au făt frumos și Ileana Cosânzeana. Ai putea să te îndrăgostești de viața sănătoasă de la țară, de muzica și pofta noastră de viață. Orașele sunt vii și colorate, pline de oameni și lumini. Intră în Palatul Parlamentului. Este cea mai mare clădire din Europa. Vizitează muzee, galerii de artă sau case memoriale. Admiră creațiile arhitecturale. Bisericile fortificate, mănăstirile încărcate de spiritualitate și castelele înălțate pe un colț de piatră. Un amalgam efervescent de istorie, cultură și plăcere. Scufundă-te! Suntem în inima pământului. Urcă! Suntem la înălțime! Îți zâmbim oriunde ne întâlni. România freamătă. Descoperă tărâmul petrecerilor și al festivalurilor de muzică electrizante. România nu doarme și nu obosește. Ne place sportul și facem performanță. Primul număr unu mondial din istoria tenisului este român. Te aștept în țara mea. Pentru mine, România rămâne numărul unu. Noi avem tot. Tu ai tot timpul. Vizitează România. Pe ce e vorba? România, destinație turistică, 365 da. De zile pe an. Istorie efervescentă, da. Și noi suntem scoși de istorie de vreo 30 de ani. Haideți, fiind serioși. Am înțeles că acest clip a fost retras datorită unei contestații făcute de o televiziune, că i-au furat imagine, în sfârșit mai multe nu știu nici eu, dar nu se face așa. În sensul că târgurile cele mari care au loc sunt numărul unu pe la Berlin, care se ține pe la începutul lunii martie, februarie-martie. Numărul 2 este la Londra sau Moscova și toate astea au loc într-o perioadă relativ scurtă, de o lună de zile. Deci când te duci la un asemenea târg, trebuie neapărat să te duci cu ceva sau cu altceva. Deci nu să repezi niște chestiuni. Noi n-am avut un videoclip cât de cât până acum. Nu știu cât de cine l-a realizat, de ce e realizat, cu ce ocazie, cât a costat, abar nu am. Nu, pe lângă aspectele astea, vedem una dintre criticile ce a fost aduse, e prea multă iarnă. Nu numai iarna, dar mi-au plăcut, dar de ce putea să-l întrerupă, că altfel trebuie să vorbim pe marginea lui, pe marginea clipului. Da, și am văzut clipul, mulțumesc, Alex. Și una dintre chestii care, în sfârșit, nu că m-a deranjat, am văzut niște păduri extraordinare și sunt convins că pădurile alea au fost, deci nu mai sunt. Știu foarte bine ceea ce spun. Veneam de la Vatra Dorne spre cheile Bicazului, spre lacul Bicaz, m-am dat jos și pe Valea Bistriței și m-am închinat. Cum știam eu și ce este acum acolo, e clar, e o vale a plângerii, o nenorocire.
Deci, domnule, într-adevăr, vizitează România, vizitează, că noi avem ce să dăm celor care vin. Noi putem vinde turismul deceniu cu deceniu, de la 900 încoace, de la 950-980. Putem vinde România metru cu metru. Dar realizează o chestiune. Până acum, în clipul ăsta, am văzut ceva mai mult iarna, într-adevăr, niște fețe care nu știu ale cui sunt până la finalul, când am văzut pe Ilie Năstase, care a venit la un târg la Londra și a făcut zop acolo, a zis că nu-i frumos, că nu știu ce, și după părerea mea a fost un târg foarte frumos, adică un stand frumos, care l-am avut și tot așa. Deci nu, cei care, aici e o greșeală mare. Dom'le, când te duci la un târg de turism, ia țările care sunt predominant turistice și care știu să prezinte turism. Uite, am văzut un videoclip al Turciei. Pe mine m-a ținut legat. M-a ținut legat tot timpul să-l văd și să-l văd încă o dată. Ăsta nu plictisește? Nu e real. Este vorba de... Deci nu e real și în primul rând... 3 minute. Prea mult, după părerea mea, prea mult au fost fețe de oameni. Foarte mult. Și atunci, păi nu știu... ce ar fi putut să pună? Autostrăzi? Căi ferate? Da, dacă aveam, le puneam, da, ne puteam lăuda. Uite, domnule, metrul de autostradă de la Suceava, ce e? Filmul podului. Că... filmul podului dintre Macau și Hong Kong l-am văzut de 10 ori. Adică e ceva incredibil și îl vezi, te gândești numai că ești pe el. Spuneți-mi, vă rog, deci frumos, apropo de infrastructura rutieră feroviară, la târgurile astea internaționale de turism, unde dumneavoastră mergeți frecvent, este cineva care să explice străinului, păi, uite, dacă ajungi în România, e frumos, e, uite, imagini, uite, filme, uite, poze, avem deltă mare, munte, absolut tot, dar călătoria prin România, uite, cum se desfășoară. N-ai cum să spui treaba asta, că atunci deci e clar. Deci ocolim pur și simplu sau îi inducem în eroare? Încep denigrarea de la început. Dom'le, îl invizi cel mai rău caz până la Otopești, de acolo vezi cu celii. Dar nu păi, prezint, asta e o problemă, pentru că cât face trenul de la București până la Suceava? La un târg de ăsta mare, tu, ca minister al turismului și care ai birouri de turism și în cadrul ambasadelor în fiecare țară și mai sunt și niște birouri în plus care sunt și astea acolo cum sunt. Deci tu promovezi România prin ce? Prin tur operatorii mari. Prin tur operatorii mari care operează în Transilvania, care operează în Moldova, care operează Delta, care operează litoralul, care operează Dunărea, care operează centrul țării, Munții Carpați. Deci rețeaua hotelieră, rețeaua hidrografică, deci prin tur operatorii ăștia. Și ăla trebuie să-ți arate și să-ți explici. Și la fiecare stand, adică la standul românesc, fiecare tur operator are un monitor, un ecran. Și uite, domnule, ce-ți prezint eu în Transilvania, uite, domnule, ce-ți prezint eu în Moldova. Și atunci ăla întreabă, unde pot găsi eu castelul Huniazilor, nu? Unde pot găsi eu vila lui Delechi, care a fost dată lui Banul Mihalcea, care a fost Banul Buzăului. Dar nu se întreabă niciunul cum ajunge acolo. Ai înțeles treaba. Deci unde pot găsi eu? Unde a fost bănia Buzăului și Abrăilei și mai știu eu ce? Deci aici sunt foarte multe întrebări de genul ăsta care se pun. De ce? Pentru că la târgul de turism, indiferent din ce țară, că poate să fie din Anglia, atenție mare, să duc români care sunt stabiliți acolo, nu de la mișcarea de la 89 încoace, sunt unii care sunt mai dinainte acolo. La târgul din Germania au venit români care mai știau ceva românește, plecați după război sau mai știu când. Și, domnule, l-aș vede țara acolo, l-aș vede mama, tata și ăla vrea să vadă, vrea să știe. La târgul de la Moscova, n-am gândit că găsesc și acolo Puzoian care e plecat din 50 și ceva. Și mângâia afișele, mângâia harta României, o mângâia, o ținea așa la suflet. Deci, domnule, caute și sunt destui. Și atunci, ce arăt eu? Ce arăt? Nu am înțeles că eu nici nu știu cine e ăla cu barbă, abar, n-am înțeles că e ceva actor. Deci nu e, și nu trebuie să ieși în față, hai să, domnule, facem un clip. Și există o singură variantă în limba română. Da, și trebuie variantă, sigur. Nu că trebuie neapărat variantă în engleză, că iar e o greșeală. Deci e o greșeală.
Dacă mă duc cu videoclipul ăsta la, dau un exemplu, la târg, la Berlin. Deci trebuie să am variantă în, da? În germană, clar. Da. Și în engleză. Mergem la Moscova, neam să știe engleză? Nu. Sau o am variantă în română și în rusește, dacă la Moscova. Da, da, da. Deci e o chestiune clară, e o chestiune care nu se mai comentează treaba asta. Ei, aici probabil că orice cineva a fost plin de adică exces de zel. Exact cum a făcut și Elena Udra, frunza aia care... Logo-ul care a rămas. Frunza aia care se usucă în copacul ăsta, da? Care se numește România și tot așa. Deci problema trebuie făcută altfel. Ei, dar niciodată nu s-a luat legătura cu cei care încă mai știu despre ce e vorba în turism. Și meseriași mai sunt, încă mai sunt. Și deci sunt bine. Niște capete luminate, cum se cred ei, în ministerul ăsta, care le fac pur și simplu cum le tună lor... după cum le tună inspirația, fără să se informeze de la cei care lucrează efectiv în domeniul ăsta, în sector, să spună... Măi, la fiecare 4 ani se întâmplă ceva. Măi, tur operatorule, tu ce ai de scos în evidență? Cum vezi tu? Nu știu. La fiecare 4 ani se întâmplă câte ceva. Mă, dar măcar se întâmplă dracului, Doamne, iartă-mă, ceva bine, adică să aduc o treabă nouă. Promisiuni clar, le dai la o parte de la început, că voi face, voi trece, voi face poduri. Dom'le, dar n-avem ape, noi nimeni le aducem și palea. Adică nu se face așa. Pentru că în momentul când eu țipam și la voi aici acum vreo 8 ani de zile, dom'le, plajele nu s-au dat hotelierilor, s-au dat unor societăți aiurea de pompe funebre, încă una, o societate de pompe funebre, a concesionat plaja, băi. Și ăla a dat-o hotelierului. Și ăla ce face? A dat-o hotelierului. Cumpără niște... Nu. A dat-o hotelierului și hotelierul a ridicat ștacheta la tarif de cazare ca să scoată banii. Când putea să-i o dea hotelierului cu condiția, nene, ia plaja asta, ai grijă, o ar dimineața, seara, vezi ce-i faci, nu găsesc un chiștoc de țigară, nu știu ce, îmi dai și mie o redevență. Și atunci asta înseamnă. Și de-abia acum, după 8 ani, 9 ani, a început, uite bă frate, am găsit vinovații care au dat, da, 8 ani, 9 ani. De ce nu e găsit? Bine, dar acum s-au îndreptat lucrurile. Păi nu, acum noi judecăm. Stai puțin să vedem cum ți-am dat-o. Cu i-am dat-o. Ai înțeles? Și ne judecăm. Ăla, bani în țară, bani nu în țară. Ne judecăm și ne apucăm de făcut. Ai înțeles? Și plaja tot concesionată este. După ce avem o hotărâre. Am dat un exemplu vis-a-vis de plajă, dar sunt multe. Sunt multe. Vorbea aici de... Aici s-a născut Dracula. Păi, domnule, ce faci lui castelul Dracula, lui cetatea Poenare? Dau și eu un exemplu. E la Valea Ultului, o vezi, de jos. Dacă ați ajunge acolo, după părerea mea, unul ca are 1500 de trepte, 1400 și ceva de trepte. Păi faci cam, eu știu, 50, mai stai 2 ore, mai faci 50, mai stai 2 ore și ajungi a treia zi. Deci, am văzut că sunt fă o cabină, părți, niște, mă, frate. Niște lifturi, niște... Fă de nene, da. Fă o treabă ca să... Și aici s-a născut Dracula. Uite, dar în sala aia dormea. Mai iei 10 dolari. Din sala alaltă, acolo îi tăia băga țeapă pe ăla. Mai iei 10 dolari. Așa se face, să câștigi niște bani. Spuneți-mi, vă rog, cum stăm la noi în județ cu partea asta de turism? Cu partea de turism cum? În momentul de față. Nu știu, adică... se mișcă ceva, se cunoaște o creștere, o cerere din partea... buzoienilor, să ne raportăm strict la ce cunoaștem noi aici. Pentru unități de cazare din județul Buzău, și aici mă refer în special la zona montană, că acolo e cei interesul din Buzău cel mai mare. Cei din Buzău care solicită Buzău, nu am cunoștință de treaba asta, dar cei de afară care solicită anumite locații din Buzău, le pot și le-am dat mereu informații. Le-am dat informații cum să ajungă. Chiar dacă m-au jurat după aia că au ajuns acolo, aia e problema lor, că nu m-au sunat înapoi să-mi spună, bă, te jur, dar nici nu m-au sunat să-mi mulțumească. Și mă întreabă, domnule, cum ajung acolo? Îi spun, da, băi, de la Buzău te duci, unde scrie să duc, faci la dreapta și formă faci la stânga și de acolo vezi că sunt două drumuri, unul la Mănăstirea Rătești și unul încolo. S-au dus, nu s-au dus, nu știu, dar pe mine mă întreabă și mă întreabă în condițiile în care eu nu sunt un centru de informare turistic, pentru că nu există centru de informare turistic în municipiul Buzău, adică în afară de cel care e la Muzeul de Istorie și după părerea un centru de informare turistică trebuie să fie undeva unde se mișcă lumea, unde e un aflux de pietoni vizibil ridicat. În centru. Sigur, așa e peste tot. Și acolo, dacă aveam un centru, puteam să ofer și hărți, puteam să ofer pliante, puteam să ofer DVD-uri, nu? Puteam să ofer mai multe. Sau puteai să pui un ecran afară,
cum a făcut videoclipul ăsta, care, uite, domnule, aici stai o jumătate de oră pe Vulcanii Noroși, stai o jumătate de oră, eu știu, pe fostul zid al lui Doamna Neagă, stai o jumătate de oră pe Focurile Vii, pe Lacul Fără Fund, care e spatele chioșdului acolo. Deci, din punctul ăsta de vedere, atât ca promovare a destinațiilor atractive din județ, de infrastructură, nu vorbim de infrastructură, asta o dăm la parte, că peste tot. România e clară, treaba e lămurită, am făcut și noi un metru de autostradă și pe ăla l-a vandalizat, deci am auzit azi dimineața, în sfârșit, nu e vorba de asta, e vorba de ce ai. Deci, domnule, dacă ai acasă, eu știu, 3 legume, 4 legume, faci o supă și dacă n-ai pâine, faci mămăligă. E, profită de ce ai încă. Deci, de ce ai încă. Și atunci Buzău nu poate fi dat la o parte sau neglijat. Buzău are atât de mult potențial turistic că l-aș vinde, fac adineori, ziceam, cu metru, l-aș vinde cu gramul. Adică atât de multe chestiuni cuprinde și atât de multă istorie, de nu se poate. Deci are o istorie bogată rău de tot. Numai dacă e perioada anilor 1500-1600, cât ce s-a întâmplat în perioada aia, în județul Buzău... Avem istorie. Însă, a ridicat județul, adică a ridicat ținutul Buzău. Cei care au pensiuni, hoteluri, nu știu, în județul Buzău, țin pasul, merg cu trendul ăsta. Acum de Paște, de exemplu, domnule, sunt oferte cu masă tradițională. Domnule, ăla care are o pensiune, el își descrie pensiunea, ce știe să facă, ce dă de mâncare, ce găini are pe în curte și mai știu ce, și descrie exteriorul. S-a aflașezat pe DN10, fi la kilometru 62 plus 1 și mai știu ce are. Și de aici puteți vedea. Uite, cariera de diatomit care a fost și nu mai este. Puteți vedea, eu știu... Bun, dar o descriere deci, a serviciilor lui... Ai înțeles. Și el descrie, domnule, fac cele mai bune clătite, am cea mai bună țuică, am cea mai bună... Ce se descrie pe lângă? Cu ce-l duci? Bun, mă duc la pensiunea aia. Mă duc să dau un exemplu, undeva dincolo de Pătârlagele, nu-i spun numele. Și zic, vreau să văd și eu, de aici să văd și eu, eu știu, să mă duc la eu știu, cariera de nisip, care a fost unicat în Europa, cel mai fin nisip din Europa. De ce vă duc? De ce vreți să vă duc? Să văd și o stejarul ăla pufos, care e deasupra, care e monument al naturii. Am dat un exemplu. Și e acolo, la 500 de metri. Și nu deci trebuie cunoscute niște chestiuni de astea. Și de-aia spun, bun, mă duc la Nehoi, vreau să văd și o vechea forestă, fabrica aia cea mai tare care a fost. Vreau să văd o mocăniță, băi, frate. E, când avândul amărâtul ăla, Nemer Nicola, să zic așa, a mai rămas o locomotivă de aia, înăuntru fabricii, o mocăniță de aia. A tăiat-o și pe aia. Au dus-o la fier vechi, nu? Da. Și-au rezolvat. Bă, frate, pe aia era o bijuterie, domnule, o chestie care e inegalabilă. Nu vorbim de calea ferată, care să intra pe singura cale ferată îngustă care a trecut munții Carpați, plecat de la Nehoiu. Deci singura cale ferată îngustă care a traversat Carpații a plecat de la Nehoiu. Și atunci ajungea la Comandău. Deci, ce putem să vorbim? Și toate astea se pot realiza încă. Deci potențial avem, dar mai potențial avem, multe, avem atât de mult că potențialul ăsta, care l-are județul Buzău, ar încăpea în cel puțin 7 județe. Așa cum dădea județul Buzău de mâncare grâu la câteva județe înainte. Și atunci avem. Dar degeaba, exact cum mai ține eu știu, dau poate un exemplu aiurea, o fată cea mai frumoasă din lume și o ții închisă. Și am văzut, mi-aduc aminte, un film ceoslovac, sigur era, acum, eu știu, 30-40 de ani, în care unul ce achiziționa cel mai mare fotbalist din lume, cel mai bun cântăresc din lume, cea mai frumoasă, le achiziționa și ținea niște borcane, îi ținea într-o... Deci el vrea să le aibă, cum e un de ăsta care cumpără tablouri, Dili. Și le ține doar pentru... Da, și atunci... Asta e problema care... Deci, bă, frate, dă-le drumul. Dă-le drumul, că dându-le drumul, ți-aduce și gologanul în buzunar. Și slavă Domnului. Categoric. Da. Asta e problema care se pune. Și nu vorbim numai de partea asta, am zis, între 1500 și 1600, ce s-a întâmplat pe partea asta, Ținutul Buzăului sau Țara Buzăului, așa îi zicea. Tera Buzeu. Deci nu, și...
ceea ce poate să spună perioada aia, spune foarte multe. Și din neamuri și... Bun, ce putem spune? Deci, Mănăstirea Cârnă, dau un exemplu care îmi vine așa minte. Mănăstirea Cârnă, care doamna Chiajna a avut un rol extraordinar de mare. Dacă deci am putea să ne batem foarte frumos dacă te duci în zone urmă, precum Bucovina, da, cele care și vezi sunt ce a făcut doamna acum asta, pe val, da? Doamna asta Mircioaia, așa îi zicea, Mircioaia, de la bărbatul, Mircea ceva. Când ea a luptat alături de, a avut trupă în spate, a luptat cu sabia în mână. Deci, doamne, istoria care vorbește, istoria noastră, a Buzăului. Da, n-avem decât să o promovăm. Am ajuns, din păcate, la finalul emisiunii, ar mai fi fost foarte, foarte multe de discutat, da, aici. Bine. Posibil cu o altă ocazie. Da. Vă mulțumesc pentru prezența nu dumneavoastră. Nu pot să spun că sunt pesimist sau mai știu ce, dar sunt încrezător. În schimb, e păcat că nu se observă totuși o mișcare de genul ăsta. O mișcare, a încercat cineva să facă și nu că i-am dat eu sfat, Doamne ferește, a făcut legătura frumos între Pătârlagele și Colț și Muzeul Chihlimbarului. Adică șosea. Era o șosea, cum am zis, o bombardată. Dom'le, când a făcut treaba asta și a stupat pe acolo ce a făcut asfalt, nu știu ce, ce s-a întâmplat? Muzeul Chihlimbarului avea încasări. Deci până atunci n-am... Surpriză. Deci, dom'le, nu surpriză, da, un semn de întrebare. Stai puțin, dar de ce a încasat la bani? Pentru că cineva a ajuns acolo. Da. Da. Trebuie să ne oprim aici, așa cum spuneam, vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc și pentru răbdarea care ați dat dovadă, te-am ascultat și poate dacă am vorbit și alte chestiuni care nu au fost legate de turism, îmi cer iertare. Dar oricum pentru mine turismul și mai ales în zona asta noastră. Sunt România, legate de turism toate aspectele pe care le-ați punctat, da, dumneavoastră. Și mai e o chestiune, că trebuie discutat totuși și ce înseamnă patriotism, să faci sau să vorbești despre, sau să faci ceva pentru satul tău, pentru comuna ta, pentru orașul tău, pentru județul tău, ceva, dar care să nu implice și material. Da. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi în această seară. Până data viitoare, vă spun la revedere. Bună seara!